Câți ani ai? Apropo, am 17 ani. Părinții tăi știu că ești la podcast? A fi frizer nu înseamnă doar să știi să tunzi părul foarte bine. Fac și unghii. Tu? Da, pun acid în buze. Am văzut că au trecut prin mâna ta, ca să zic așa, Dorian Popa și Pescobar. Te pup, Johnule. Uite, sunt Dorian Popa la telefon. Eu mă duc acum la sală, în 2 ore sunt la tine, e bine? Deci tu era să scapi mașina și să-l faci până la chelia. Rămâneai în istorie cu chestia aia. Să vezi atunci, da, vizualizezi. Fai, deci i-am mutat conturul 2 degete mai sus. Care e trendul în Piatra Neamț? Cum vor tinerii să fie tunși? Și îmi spuneam, văz că tunzi cu foc, ia dă-mi și mie foc în cap să pun un story. Da, ia zi-mi, clienți cu păduchi ai întâlnit? Au venit la ușă îmbrăcați în polții și mamă, când i-am văzut, m-am uitat pe vizor, nu știam dacă se deschid. Am deschis până la urmă când aveam ce spățesc. Bă, mă tunzi un pic repede, uite, trebuie să plec, mă lasă. Ia zi-mi sincer, banii pe care îi câștigi sunt ai tăi sau ți-i impozitează părinții? Mai rău ca ANAF? Tot la fel, am mai tuns un prieten doi și m-au sunat cei de la România Talent. Te-aș vedea să-l iei pe proful de fizică în timp ce stai la catedră. Bine, repeți anul, dar îți rămâne o experiență, nu? S-a așezat pe scaun, fai, l-am făcut de nerecunoscut, i-am făcut o mustață de aia super mișto, așa... Ai trimis un mesaj rușinos către cineva din greșeală? Chiar unei vedete am trimis. Ai primit o scrisoare de dragoste? Da. Și chiar așa fetele îți mănâncă din... Și timp și bani și... Băieții bârfesc? Sau ce povestesc ei? Hai că fetele știm cam ce fac prin saloane, dar băieții... Gimbal, așa. Gimbal. A, așa. A, cu de la faci. Deci tu dimineața mergi la școală, ai spus că la economic... Nu, prima dată, mă trezesc la ora 5:30, cam așa, mă duc la alergat, după mă Unde duc alergi? La școală, pe stadion. Mă mai duc cu un prieten, așa că n-am timp să fac mișcare și... Dimineața la 5? Da, 5:30, când deschide. Da, și după mă duc la școală, vin de la școală, mă duc imediat, mă schimb, mă duc la salon treabă și acasă când ajung mănânc. Seara la 8. Da, ai a doua masă, că mai mănânc ceva la școală. Mamă, asta de luni până vineri, nu? De luni până sâmbătă. Până sâmbătă, da. De fapt nu, că sâmbătă nu faci școală, da, da, dar ești la salon. Da. Și singura zi liberă, duminica. Că tu mi-ai spus, că te-am întrebat când vrei să facem și mi-ai zis doar duminica. Și am zis, cum doar duminica? Eu lucrez până la ora 8. De la câți ani faci chestia asta? 10. De la 10 ani? Nu, adică de la 10 ani nu merg așa. Da, 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 bun, atunci ai învățat. Da, atunci am învățat să tun. Primii 2 ani cam așa l-am tuns doar pe tata și pe fratele meu. Și după au început să mai vină niște prieteni de alu fratele meu. Vedeau cum îl tund așa și eu aveam 8 lei tuns atunci, adică. A, și acum cât? Na, ceream așa. Cât e acum un tuns la tine? Depinde de client, depinde, da, nu? Da, nu, depinde de cerințe, nu neapărat. Oricum, na, și nu știu. Aveam atunci, nu tuneam la salon, tuneam acasă și aveam doi prieteni am care vin de când aveam 12 ani atuns și vin non-stop, nu s-o tun niciodată în altă și parte. Și acasă unde-i tu? De? Pe hol, în baie? Da, 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 depinde, unde apucam. Tu ai văzut vreodată clipurile alea de la turci? Au turci niște frizerii, te duci și stai 2-3 ore acolo, îți face barba, te bărbierește, te tunde, schimbă vreo 5-6 prosoape. Da, da, da. Îți face masaj. Da, tu stai și citești ziarul. Băi, e ceva spectaculos. Da, ai, cum zic, ăla e barbarul clasic. Da, adică, așa cum era pe vremuri. Da, exact cum era pe vremuri, dar acum nu mai e chiar așa, adică... Pentru ai care au timp, dar știi că costă 200-300 de euro. Da, da, știu, doar că nu se mai folosesc, nu ai voie să mai folosești briciul ăla clasic care se ascute pe lamă, care... Nu-ți dă voie... Nu, pentru că spune că nu e igienic și acum trebuie să ai câte un brici, adică câte o lamă pentru fiecare client în parte. Uite, bă, că pe vremuri se folosea doar briciul ăla, n-a murit nimeni, da. Acum sunt alte tehnici. Știi care e ultimul sunet pe care îl scoate un fir de păr înainte de a cădea? Uite, vezi? Pleci de la podcast cu chestii noi, învățate. Tu ai fost și model. Am avut-o pe Talida înaintea ta. Și îmi povestea de tine că te-a avut model. Și acum ești la fel? Și acum mergi la ea? Acum nu mai merg la cursuri, adică la, cum să spun, nu mai merg să merg la prezentări, chestii. Nu? Da, merg la prezentări. Mă cheamă când are nevoie și mă duc acolo. Câți ani ai? Apropo, am 17 ani. Părinții tăi știu că ești la podcast? Da, i-am anunțat azi. Da. Noi înregistrăm duminică dimineață, nu trebuia să fii la biserică? Nu. Nu? Că... Nu prea servești? Ba da, mă duc, dar mai rar așa. Da... Noi când eram mici, când eram bebeluși, ni se punea, așa era o procedură, cred că și acum e la fel, ni se punea pe o tavă când ne tăia din moț, să alegem ceva. O și luam, da, chei, la mașină. Chei de la mașină, bani,
siringi, dacă vrei să te faci doctor. În fine, tu ce ai ales? Farfica? Sau la tine n-a fost chestia asta? Nu, dar cum a apărut pasiunea? Ai văzut-o la părinți, nu? Da, deci, având în vedere, eu la 7 ani m-am întors din Italia, acolo m-am născut. Și la vârsta de 7 ani când ne-am întors, părinții mei și-au deschis un salon de înfrumusețare, pentru că n-aveau, adică nu aveau nimic în țară momentan. Asta făceau și acolo? Da. Nu, tata era pe șantier, adică era muncitor, nu știu, așa. În construcții. Și, da, exact. Și mama mai lucra la un bar când avea timp, în fine. Când am ajuns în țară și-au deschis salonul și eu nici nu prea aveam prieteni pe timpul ăla, ce mi-am făcut pe la școală. Și stăteam, nu știu, 24 din 24 după ce mă întorceam de la școală la salon. Să te-ai cu părinții. Da, exact. Și am mai început. Mai mergeam pe la fotbal, m-am înscris la fotbal, am făcut fotbal 6 ani. Aici m-am la noi? La... Da, la Ceahlău, la Bobby Mahu, dacă îl știu, cunoașteți. Da, da. Așa, și m-am lăsat chiar acum vreo 3 ani pentru că nu mai, efectiv, nu mai am timp de nimic. Așa, și cum am stat eu, să spunem că am furat meseria, nu am învățat-o. Și deodată i-am zis lui frate-mi, hai vino să te tund. Și? A avut și încredere? El a zis, bine, dar mâine am școală, nu știu ce. Adică nu era, era foarte speriat așa. Și ce ai spus? Lasă-mă, porți o șapcă dacă nu ies. Eu i-am zis, fai, vezi că te tund mai bine decât te tunde mama. Ce vorbești? Uite, am învățat eu pe net, îi spuneam aburelele astea. Mm-hmm. Da, și până la urmă s-a lăsat pe mâna mea, a intrat mama în salon, m-a văzut că tund, a rămas șocată. Ea nu știa nimic, nu știa. Tundeai din Forfex sau din mașină? Nu, din mașină. Aveam, știam eu câteva tehnici acolo, m-am uitat și pe internet, am învățat. Și când a văzut că tuns și-a pus mâinile în cap, nu știa ce să zic acum. L-am terminat de tuns, era, deci, vară la final, dacă doriți, era tuns foarte bine pentru experiența mea. Câți pe care ani aveam. Câți ani avea fratele tău? 7 ani, e cu 3 ani mai mic. Da, și după ce l-am terminat de tuns, el fericit s-a dus, se juca pe telefon, și acum țin minte exact, și după a intrat tata și a zis, ia, i-ai schimbat freza lui Denis, zice lui mama. Nu eu, ia uite cine. Și nu a venit nici lui tata să creadă și l-a întâns imediat după și pe tata, dar acum am acolo alături, adică era frigă totuși. Ai avut emoții? Ți-a tremurat un pic mâna așa pe totuși, era tatăl tău pe scaun? Da, exact, da, era așa, zicea, dar vezi aici, nu așa, nu mă lăsa să-l tun chiar cum voiam eu, spuneam. Ți-ai sluțit prieteni de-a lungul timpului așa, ai mai dat buleli? Cred că număr pe degete câți prieteni sau cunoștințe am sluțit, cum se spune. Ce înseamnă ai sluțit? Adică ori ai intrat prea tare? Da, ori ai greșit, dar asta acum mulți ani, pentru că eu când eram foarte mic, nici nu eram învățat, nu știu, să impun acea, cum spun, să fiu mai dur așa cu clienții. Adică îi lăsam să stea cum vor ei, dacă se mișcau nu le spuneam nimic. Ai o problemă dacă te miști, mai ales când intri cu... Și eu când stăteam cu mașina, mai ales aici la contor, fai, frate meu, primul, deci pe el l-am sluțit prima dată. Deci stăteam aici la contor și el nu era obișnuit să nu se miște sau ceva. Și în momentul ăla când am băgat mașina, el a făcut din cap așa. Bam. Fai, deci i-am mutat conturul două degete mai sus. Și cum l-ai reglat? Păi i-am urcat toată tunsoarea, zero, în loc să fie aici la bază, l-am urcat trei degete mai sus. Na, i-a plăcut până la urmă? Da, n-a zis nimic, că știa că era vina lui, n-avea ce să spună. Dar te-a fugărit un prieten pe jurul salonului? Să spună, uite bă, ce mi-ai făcut, ai ajuns la chestia de asta? Am avut un client, dar sigur el, nu știu, a fost trimis sau a venit cu rea voință, pentru că după ce a venit la tuns, nu știu dacă cunoașteți tipurile astea de tunsuri, low fade, mid fade, high fade. Habar n-am. Uite, eu sunt tuns clasic, așa, mă tund la Nicu de 15 ani, nu știu. Zic. Low fade-ul vine cât mai jos și high fade-ul cât mai sus, asta e ideea, da? Nuanța fade-ului, să spunem. Și a venit la mine și mi-a zis că vrea ultra high fade, cât mai sus fade-ul cu zero pe laterale și foarte scurt sus. L-am tuns exact cum mi-a spus, am urcat cu zero, l-am făcut senzațional. Și îmi spune, la final, se uită și îmi spune foarte nervos, așa, hai, zi-mi cât face, că nu știu ce. Și i-am zis cât face, a, mai vrei și bani pe lângă asta. Și era... Și a plecat din salon și a lăsat o recenzie că până și la colțul străzii mă tundea mai bine. Asta a fost singura recenzie, dar l-am tuns senzațional. Când a fost asta? Acum un an și un pic. Dar el nu s-a tuns în fața oglinzii, nu? El n-a văzut când da, eu i-am făcut exact ce mi-a cerut. Asta e ideea. Asta...
Sunt, ai prieteni sau clienți care vin cu fotografii și spui, uite că asta vreau să mă fac. Da, majoritatea vin, 50% din ei așa vin, dar întotdeauna clienții asta trebuie să înțeleagă, pentru că nu ce arăți în fotografie, nu întotdeauna ni se potrivește, pentru că sunt mulți factori care îi diferă, de exemplu, culoarea părului, densitatea acestea, cât textura, e de aspru părul, da, exact. Nu? Și dacă tu vii, da, exact, dacă tu ești blond și vii cu o tonsoare brunetă, cu un păr ultra des și vezi că se vede fade-ul clean tot, cu model pe laterale și are forma capului perfectă, n-are niciun defect și îmi cer să te fac acolo, efectiv, deja depășești situația. Da, tu le spui, băi frate, da, spun, poza e una. Întotdeauna, dar... când vine un client la mine, eu îi arăt, uite, dacă vrei eu te fac în poză, eu îți spun că nu o să stea bine așa. Dar uite, partea, pentru că în frizerie, întotdeauna trebuie să ținem cont de forma capului, de culoarea părului, sunt mulți factori. Și întotdeauna le spun, uite, ți-ar sta bine așa, aici un mid fade, pe laterale să fie formă pătrată, că sunt trei forme în frizerie, formă pătrată, rotundă și triunghiulară. Și în funcție de asta facem să arate tonsoarea cât mai bine. Da, sunt care vin și se lase pe mâna ta? Da, da. Bine, sunt. Spun, am, bă, fă-mă... Da, am clienți care nu vin neapărat pentru tuns, cât vin pentru conversație, pentru că a fi frizer nu înseamnă doar să știi să tunzi părul foarte bine. Înseamnă să știi să comunici cu clientul, înseamnă să... Ești un fel de psiholog, să spunem așa. Și vin clienți doar să comunice cu mine și îmi spun, uite ce am pățit, uite așa, și încerc să le dau și eu sfaturi. Chiar dacă am 17 ani, am și eu experiență. Am văzut pe TikTok la tine că ai făcut niște voxuri pe stradă, le dădeai 100 de lei la oameni care știau un verset din Biblie. Da, exact. Cum ți-a venit ideea asta? Păi eu am început să citesc Biblia acum 2 ani, chiar dacă nu merg în fiecare duminică la biserică, sunt destul de credincios, să spunem. Foarte bine. Și am zis că în timp ce citeam așa, eu am pe telefon multe versete care m-au impresionat. O citești pe telefon? Nu, am Biblia acasă. Și am pe telefon multe versete care m-au impresionat, așa să spunem, în notițe și le-am trecut acolo, am foarte multe. Și m-am gândit, într-o zi eram cu prietenul meu și mă uitam în notițe și am văzut versetele alea și am zis, tu știi vreun verset? S-a uitat la mine și a zis că, bă, nu, adică, nu știu, de ce? Uite, hai, dacă îmi zici un verset, te tun pe gratis. Și s-a uitat la mine și a zis, bă, nu știu niciun verset, chiar m-ai făcut curios, citești și eu Biblia. Și am zis, fai, putem face un videoclip din chestia asta. Am început, am mers la oameni pe stradă și am spus, dăm bani sau... O tonsoare gratuită. Putea să aleagă. Aveam niște bilețele, alegeam un bilețel și depinde ce pica acolo. Și ce ai găsit? Și niciun adolescent la persoana la care am mers n-a știut nimic, adică nu citesc Biblia, nu știu. Și am fost la două doamne mai în vârstă, așa, 50-60 de ani și abia cele două persoane mi-au spus un verset din Biblie. Și au luat bani sau să din la tine la tine? Nu, au câștigat 60 de lei sau 30 de lei, nu știu exact. Cred că după ce ai făcut chestia aia s-au apucat ăștia să cumpere Bibliele pe oraș, n-am mai găsit niciuna. Hai să-ți, mi-am notat și un verset. Uite ea ce spune, nu știu pe de rost. Nu cel ce se îngrijește singur va cunoaște mântuirea, ci cel care merge la barbershop va fi cu adevărat primit în împărăția Domnului. Corinteni 14:3. Wow, asta chiar nu știam. Am văzut că au trecut prin mâna ta, ca să zic așa, Dorian Popa și Pescobar. Da. Ia povestește-mi așa, cum ți-a venit ideea să... Deci... Care a fost mai pretențios? Mai pretențios... Cred că Dorian Popa, nu? Da, puțin Dorian Popa, a fost Pescobar. Pescobar e mai da, simplu, așa. Da, a zis, tunde-mă chiar cum vrei tu, nu mă interesează, numai să iasă bine. Dar tu l-ai tuns pe Pescobar în fața la mănăstire, nu? Că da, el venise la post negru aici. Deci, să vă spun cum s-a întâmplat mai întâi cu Dorian Popa. Eu sunt mare fan de când eram mic, de când ne-am mutat din România, eram fan Dorian Popa. Cel mai mare vis al meu de când am început să tund, ziceam la toți prietenii mei și râdeau de mine, că o să-l tund într-o zi pe Dorian Popa și nu m-au crezut. Și anul ăsta visul meu a devenit realitate și l-am tuns și pe Dorian Popa. În urmă cu vreo 2 ani, 3, am fost la București, văzusem pe TikTok, a postat cineva locația casei lui, unde are el casă în București. Și m-am dus la el acasă și am intrat, am sunat acolo la sănărie, era în casă, foarte gentil. Te duci direct la el acasă? Da, a ieșit afară, am făcut poze, i-am spus că sunt mare fan de-a lui și sunt frizer și vreau să-l tun. Și am zis, lasă Johnule, într-o zi o să mă tun. Johnuțule, da. Da, și asta țin minte sigur că i-am zis, Dorian, într-o zi o să te tund. Și a venit în Piatra Neamț, îi lăsasem de atunci o carte de vizită, pentru că aveam cărți de vizită la mine. Mai postam TikTok-uri. La 15 ani tu aveai cărți de vizită? Da.
întotdeauna mi-a plăcut să fiu foarte complex, să spunem așa, adică... Și profi. Da, exact. Da. Și tot ce postam despre Dorian Popa sau, nu știu, unele chestii despre el, îi dădeam tag întotdeauna. Și el m-avea într-un fel acolo la request, la mesaje pe Instagram. Și mai dădeam mesaje că, Dorian, când vii în Piatra Neamț, te aștept la tuns, în fine. Și când a venit la Marea Mișcare, nu? Da, asta vorbesc de acum un an, când îi dădeam mesaje. Am uitat, să spunem așa, de el, nici n-am mai avut timp să mă uit pe la vloguri. Și a ajuns în Piatra Neamț, m-a sunat direct pe mine. Văd că mă sună cineva, eram la o cafenea cu un prieten. Mă sună, de obicei eu nu răspund duminica, era duminică dimineața și am zis, bă, nu răspund. Și am zis, dă să răspund totuși, ce 5 minute. O fi vreun client, da, nu? Da, exact. Și 5 minute am răspuns și face, te pup, genule, uite, sunt Dorian Popa la telefon. Eu mă duc acum la sală, în 2 ore sunt la tine, e bine? Și am rămas... Da, sigur, te aștept la salon. M-am dus imediat la salon. Am tot ce era acolo prin salon, nu știu, mai pentru că părinții mei și țin și cursuri de formare acreditată. Sunt scaune pe acolo, mai învaț. Ai bucurat, ai da, am lustruit tot pe acolo și a venit Dorian Popa, mamă, deci tremurai, tot timpul, cât tot parcursul tunsorii, parcă eram într-un vis, așa, nu... Era în trans. Da, exact. Parcă am visat tot, și acum îmi aduc aminte ca un vis, așa. Ți-a lăsat bine, sau... Da, da. Băi, știi cum era mișto cu Dorian Popa? Mișto era să scapi mașina și să-l faci până la chelia. Rămâneai în istorie cu chestia aia, să vezi atunci da. Vizualizări. Da, așa că a venit un client odată și îmi spune... Bă, știi la ce m-am gândit pentru tine? Cred că ajunge viral tare. Spun, ce te-ai gândit? Deci, iată, cum ar suna... stai, cum a zis... frizerul anonim. Și spun, la ce te referi? Să te duci la toate concertele din țară și unde vezi cât un vedete, te duci cu mască pe cap și așa și îi tunzi chei. Îți dai seama că intri în istorie. Da, uite, te duci frumos cu geamantano, cu scule, nu? Tu ai așa ceva. Da. Și pe Scobar? Și, cum l-ai... Pe Scobar... Ai văzut că a venit la mănăstire, ce, la rugăciune? Da, eu când am fost la București, pentru că era foarte viral pe TikTok, am fost și la el, la restaurant, da? Și când am fost la restaurant, era și el acolo și am povestit. Uite că tun de la vârsta de 10 ani, nu știu ce, m-a felicitat și a zis, bă, uite, eu nu am timp, uite, și acum când sunt la restaurant, eu sunt cu un manager aici, nu știu ce, și zic... Te-ai văzut că el are o freză, da. Așa... Da, simplă. Părul foarte des oricum, adică e greu de tuns, să spunem. Și îmi spune, cu drag, uite, trec prin Piatra Neamț, am o zi liberă, cu drag vin la tine la tuns. Dă-mi numărul de telefon, dă-mi Instagram, i-am zis că o zis așa doar așa ca să scape. Da, să mă mulțumească pe mine. Și am aflat atunci că el a fost vecin de stradă cu tata, pentru că el e din Tecuci și tata e născut tot în Tecuci. Și... am văzut că a venit la mănăstire, nu știu ce, și îmi sună telefonul, eram la tuns, tundeam, îmi sună telefonul dimineață. Bă, nu răspund. Era 11, nu, tundeam. Și am răspuns de pe Apple Watch, că eu de obicei când tund. Și era clientul acolo și spune, hai că nu mai e nevoie de prezentare, că știi cine e la telefon. Și mi-am dat seama, după voce, a rămas clientul meu, s-a uitat, așa stătea. Nu-i venea să creadă, a crezut că e vreo glumă, ceva. Și îmi spune, uite, eu am nevoie de tunsoare, vii mâine, nu în seara asta, dar mâine vii să mă tunzi mâine dimineață. Zic, da, cu drag, îmi spune, unde și vin. Și a zis, vino aici la mănăstire că găsim noi un loc. Și l-ai tuns în fața, pe stradă, da, acolo, exact, nu? Exact, da. La Mănăstirea Neamț. Da. N-au venit călugării să spună, băi, ce faceți aici? Ce-i cu... Ai mers cu mașina de tuns la școală să-ți retușezi colegii, să faci... Am vrut să merg, doar că am zis să întreb și pe doamna diriginte. Și a spus că nu ar fi chiar ok, pentru că astea sunt chestii de scăzut nota la purtare, să spunem așa. Ah, și, da. Așa ți-a zis? Da. Ba, eu te-aș vedea să-l iei pe proful de fizică în timp ce stai la catedră. Bine, repeți anul, dar să rămâne o experiență, nu? N-ai boală așa pe profesoara să o faci zero? Sau profa de chimie? Nu. Sunt toți profesorii super de treabă așa. Unde e cel mai ciudat loc în care ai tuns? Te-am văzut odată pe malul unui râu. Ai făcut un clip acolo. La o spălătorie. Da. Nu, atunci am făcut așa un, să spunem, un pamflet. Am zis că în domeniul ăsta de spălătorie auto există ceara care se dă pe mașină ca să fugă apa, da? Și tot ceara există și în domeniul de barber. Cea care îți lustrăiește părul, da?
Și am zis, hai să facem un pamflet din chestia asta, l-am luat pe prietenul meu, l-am dus acolo cu un scaun și l-am întrebat, Andrei, Albert, e gata, tonsoarea, spune-mi, te dau cu ceva, pudră, ceară? Da, dă-mă puțină ceară. Și, și l-am dat cu ceară, da. Ai un prieten pe care îl chinui? Îl iei după tine? Puțin, da. Dar cea mai trăznită freză pe care ai făcut-o? Care a fost? Vreo chestie așa neobișnuită să rămâi și tu o mască, să spui, mamă, uite ce a ieșit. Am fost acum la un concurs, acum 2 săptămâni, concurs național am fost invitat și trebuia, aveam 2 probe, o probă de freestyle, ne alegeam noi tunsoarea pe care vrem să o facem și încă o probă de scissor, adică tunsoarea doar din farfă, că nu avem voie să folosim mașina, ca să-ți vadă tehnica și chestii, în fine. Și eu am găsit tunsare pentru freestyle, dar n-am găsit cine se lasă tuns doar din farfecă, plus că dacă e părul așa scurt, nu ai cum să-l tunzi doar din farfecă. Trebuie să fie de cel puțin 2 degete, cam așa. Și am rugat niște frizeri din București, m-au ajutat, mi-au găsit un model și mă sună un băiat și îmi spune, salut, nu știu ce să zic, mi-a dat numărul tău un frizer, mergeam pe stradă și a venit la mine, ai părul super bun pentru tunsare, uite, îți dau numărul unui băiat aici. Și... Și l-ai făcut? Îmi spune băiatul, bă, nu știu cine ești, așa mi-a lăsat numărul tău, a zis că ești într-un concurs, când vii în București? Am zis data și ne-am văzut cu o zi înainte de concurs. Și când ne-am văzut, se uită la mine, mă analizează așa de sus până jos, nu zice nici... Te-a văzut freza prima dată, nu? Nu zice salut, nu zice nimic, se uită. Da, dar nu cred că mai vreau să mă tunz, adică, bă, mie îmi place foarte mult părul meu și tu cred că ești de o vârstă cu mine, exact așa mi-a zis. Și zic, da, da, uite, hai să-ți arăt contul meu de Instagram, mi-am arătat un sor, că am tuns vedete și a rămas foarte impresionat, deci 5 minute mi-a zis doar, cum știi, ești de vârsta mea și ai făcut atâtea? Unora le se pare o chestie, wow. Da. Da. Avea o freză complicată. Nu știu, dacă doriți vă arăt o poză. Mi-arăți după, nu, dar... Ok, deci era... avea părul foarte lung până aici. Avea părul și lung. Da, după ce i-am arătat cum tunci așa, da, a zis, nu mai vreau, mă tuns cum vrei tu, nu mă interesează. Și l-ai scurtat? L-ai... I-am făcut un mallet, așa se cheamă, adică o chică aici la spate, aici perciunii puțin mai scurs și aici un breton așa. Și... I-a plăcut? Da, i-a plăcut, dar a fost o freză foarte ieșită din comun, să spunem așa. Oare l-a mai fi recunoscut câinele acasă când a ajuns? M-a sunat și mi-a zis, de asta am rămas impresionat, mi-a spus că m-a sunat a doua zi, îmi spune, bă, lui mama i-a plăcut foarte mult, crede-mă, eu dau în București 180 de lei pe tuns și uite cum mă tunde, mi-a arătat niște poze. Zic, bă, n-am ce să zic, eu sunt din Piatra Neamț, nu pot. Ai văzut ce așa prețuri sunt în București, da, pe tuns? Da, m-am minunat. Nu te gândești să... Nu știu, ajungi momentan acolo? Trebuie să termin liceu, să mă axez, să evoluez și după văd dacă... Fete au venit la tine la tuns? Da, și fete și fac și unghii. Tu? Da, pun acid în buze. Ce mai faci? Păi cum le iei așa și... Da, 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 da. Mamă, ce priceput ești. Da, au venit fete cu părul scurt să le faci niște freze așa sau cu părul lung, da, doar să chiar, le drepți? Chiar aseară ultima doamnă avea părul scurt și... Ai o doamnă? Da. Chiar și da, femei da, mai... Da. Și super tare. Dar cea mai în vârstă persoană pe care ai tuns-o? Nu, ca, nu cea mai bătrân. Da, a intrat odată, tundeam și a intrat un domn în salon și îmi spune, puși, tu ai timp de o tunsare? Eram întreagă și am văzut salonul ei. Și zic, da, sigur. Și l-a duce pe un domn săracul, era tot în cârj, așa. Și l-am întrebat câți ani avea, avea 89 de ani. Și l-ai tuns? Da. Și s-a așezat pe scaun, fai, l-am făcut de nerecunoscut. I-am făcut o mustață de aia super mișto, așa, fancy, să spunem. L-am scurtat, i-am făcut părul într-o parte, așa, exact o tunsoare modernă, adică nu tunsoarea clasică pe care o cer în general oamenii în vârstă. Și s-a uitat și a zis că bravo, te felicit. Am văzut că ai tuns un om al străzii. Uh-huh. Da, nu, unul am tuns mai mulți, doar că unul l-am postat. Uh-huh. Pentru că eu chestiile pe care le făceam nu le postam în social media sau așa. Mergeam cu prietenul meu, n-aveam ce să facem prin oraș, fiind orașul foarte mic, te plictisește rapid. Și am trecut pe lângă un om al străzii și mi-a cerut un leu, așa. M-am uitat la el și am spus, dar nu vrei mai bine să te tund? Și l-am dus în salon, l-am aranjat, i-am dat și de mâncare, i-am lăsat și bani cum a cerut. Și după chestia asta ne-am format o obișnuință eu cu prietenul meu. Mergeam prin oraș și când vedeam pe cineva, imediat în salon îl tundeam, am tuns 4-5 persoane așa. După asta îmi spune mama, da, cum ar fi să postez asta, să inspiri mai mulți oameni?
Mi s-a părut o idee foarte bună, dar după ce am postat, mi-a sărit toată lumea în cap că mă laud prin chestia asta, că binele se face în liniște, că nu știu ce, și am zis că nu prea are sens să mai postez. Indiferent cât de bine faci, te găsește cineva care să atragă atenția că parcă nu-i bine. Da. Cu ce se fixează cel mai bine părul, așa ca tehnică? Pe vremea noastră, eu când eram în adolescent, ne dădeam cu un pic de apă în păr, apă și cu zahăr, sau unii mai foloseau bere. Da, acum, și stătea fix, după care au apărut borcanele alea mare de gel. Acum cu ce ți-l fixează? Acum se folosește, să spunem, pre-styling se numește. Adică pre-styling se numește în momentul în care îl aranjez, înainte să-l aranjez, ceva de genul. Și pe părul umed se aplică apă cu sare de mare. Efectiv e apă cu sare de mare. Și aplicăm pe păr și formează, așa, formează exact efectul ăla când ieși din mare, se usucă părul așa aspru, foarte prinde volum părul. După asta putem aplica puțină pudră de volum ca să îi dăm volum, să-l texturăm ceva și la final ca fixare dăm niște fixativ. Zi-mi un pic de freza ta. Care e tehnica? Bănuiesc că mulți care ne urmăresc se întreabă, băi, cum, cine te tunde pe tine? Mă tunde mama. Și care e tehnica? Cum te ia? Ce-ți... Da, am mulți clienți care vin la ton și spre exemplu, acum e dimineață. Tu te-ai dus în salon să-ți faci părul sau Te-ai trezit? Exact, Nu, m-am dus în salon, m-am spălat pe păr pentru că dacă nu ne spălăm pe păr, fiind părul gras, la rădăcină mai ales, nu prinde volum, da? Dacă el la rădăcină e gras și firul de păr moale, el automat se culcă, să spunem așa. Mă spăl pe păr, după pulverizez puțin apă cu sare de mare ca să-i dau puțin volum, îl bag puțină pudră în el ca să îi dau niște textură, așa să nu fie chiar lins, așa să spunem, și după îl fixez cu fixativ. Și dimineața când pleci la școală, știi cum ne trezim noi cu părul, toate felurile. Dimineața nu, de obicei nu fac părul pentru că eu de obicei în fiecare dimineață merg la alergat în jur de 5:30-6. Transpiri? Da, vin de la alergat, fac un duș rapid și până termin de făcut duș, să mănânc și să mă îmbrac, deja nu mai am timp să-mi fac părul, doar îl usuc cu fionul și mă duc la școală. N-ai avut profesori așa mai figuranți, mai pretențioși care să spună, băi, ce-i cu freza asta? Ce... Am avut, dar în generală. Acum profesorii au ceva cu faptul că sunt frizer, adică nu profesorii actuali. Eu am fost la un alt liceu înainte, prefer să nu dau nume. Și profesorii de acolo, cam toți mă știau pentru că am apărut pe la diferite emisiuni, chestii. Ce ți-au zis? Vezi, de școală, lasă frizeria. Da, deci mai ales diriginta care... După părerea mea, diriginta ar trebui să fie cea mai care, apropiată, da, cea exact, mai, da, să te înțeleagă. Să te încurajeze și să motiveze absențe. Da, exact. Așa, fix, ea era cea care mă descuraja, să spunem așa. Deci, de față cu toți colegii spunea, tu mai lasă tunsul, că tunsul e o meserie, deci dacă, decât să fii gunoi. Iar, într-adevăr, te faci frizer, așa mi-a zis. Atâta concepție avea și atât a putut. Da. Exact, adică... Mi se pare că a fi frizer nu înseamnă doar să tunzi părul, dai personalitatea unei persoane, sunt multe chestii, adică eu vă arăt niște poze cu oameni, adică și oamenii ai străzii pe care când îi vedeți așa, nu? Da, exact, și după ce îi aranjezi și îi îmbraci puțin, deja zici că lucrează la nu știu ce birou, spui doar printr-o singură freză și vestimentație. Da. Zi-mi un secret, la... tuns venim spălați pe cap? Da, așa e bine? Asta e cel mai important. Asta le recomand întotdeauna clienților. Dacă nu sunt spălați pe păr, de obicei spăl eu din partea mea. Înainte? Da, și apoi înainte. Usuci? Și... Pentru că noi dacă venim cu părul încărcat, în primul rând că îmi stric eu mașina de tuns și așa, da? Pentru că intră acolo în lame și se forțează lamele mașinii. Și în al doilea rând... părul nu stă în poziția lui naturală, când nu e proaspăt spălat, da? Mai ales noi când dormim, parcă știți așa cum se ridică pe aici un ciuf, așa, bam. Și de obicei îl spăl eu înainte dacă... Uite, eu la frizerul meu nu mă duc niciodată spălat, pentru că mă prinde și la niște ore, n-am timp așa să mă... Exact. Dar reușește el să mă facă... De-aia cumva... eu prefer să spăl clientul înainte. Se poate, într-adevăr, tunde și fără să spălăm, dar îmi complic eu treaba, pentru că e mai complicat să tundem părul în momentul în care e nespălat. Care e cel mai greu cap, să zic așa? Știi, când îți intră un client în salon, te uiți și spui, mamă, ăsta îmi dă o defurcă.
cu vârtecușuri, cu, sau cum se cheamă, da. Care e cel mai complicat? Cel mai complicat? Ca tipologie. Da, așa. Exact. Deci sunt acele persoane care ori din naștere, ori din anumite cauze, incidente sau așa, au unele imperfecțiuni în cap, să spunem, au niște goluri sau ceva de genul. Și noi ca frizeri trebuie să facem să nu se mai observe nicio chestie, da? Și în momentul ăla trebuie să tai părul în așa fel încât să acopere anumite goluri, să... Să nu se vadă că lipsește exact, ceva. Da, exact. Dacă lipsește din cap, aia nu mai contează, nu? Dar măcar să fie la suprafață. Dar ca fir de păr, ca textură, care e cel mai bun client? Cel aspru, părerea cel mea. Cel aspru? Da, pentru că în momentul ăla îți stă părul aranjat, să spunem, cam toată ziua. Adică nu trebuie să te chinui foarte mult cu el, să-l aranjezi sau așa. Dacă vine un client cu păr moale, ăla e foarte, e cel mai greu, cel mai neascultător fir de păr. Și trebuie să bagi, să-l încarci mult cu fixativ. Exact. Cu... Da, ia zi-mi, clienți cu păduchi ai întâlnit? Nu. Mulțumesc Dumnezeu, n-am întâlnit. Măi, pe vremuri nu aveam noi grijă atât de mult de... Mai luam de la unii, de la alții, mai ales cei care veneau de la țară, făceau naveta, mai aduceau de la țară, știi? Pe lângă produse de la țară, mai veneau și cu păduchi. Eu mă tundeam la Orion, la lângă cinema Cozla. Păi și era o doamnă acolo, cum, hai, nu știu, tu nu l-ai prins, pe doamnele alea care tundeau pe vremuri așa cu mașinile alea manuale inițiale. Erau niște mașini manuale. Am și eu, dar smulgea, de colecție. Da, băi, era dezastru. Și noi stăteam acolo la tuns și auzeai așa, câte unul primea câte o palmă după ce afla, avea păduchi. Da, erau situații, da. Deci acum la voi nu ați întâlnit situații de astea. Cum repari o greșeală pe care o faci? Prima dată îi spui victimei, așa în ghilimele, de pe scaun, îl ții de vorbă, nu? Să nu afli ai intrat prea tare. Cum o reglezi? N-am mai greșit o persoană de 2 ani de zile, să spunem. Te-ai perfecționat. Da. Dar dacă e să intri prea mult sau cum? Trebuie să te duci peste tot, nu? Da, trebuie să schimbi tot. Nu ai cum să faci doar într-un anumit punct. Adică, de cel mai multe ori când era la început, adică în alea 5 dăți când am greșit, se întâmpla ca să-i spun clientului, nu știu, mai am o mică chestie acum, era fade-ul gata, să spunem, dar eu am mai văzut ceva. Vai, și fix atunci greșeam, când era ultima chestie și trebuia să iau toată tonsoarea de la început. Și îi spuneai, băi, uite, am intrat un pic, sau nu-și dorea seama. Da, îi spuneam, adică, nu, atâta timp cât la final ieșea bine, pe el nu-l interesa neapărat. Ai un geamantan cu scule, să le zicem așa, care mergi după tine? Da, întotdeauna când plec în vacanță sau așa, am fost anul ăsta în vacanță în Grecia și am avut acolo un băiat din Bulgaria, da? Deci tu și același... în vacanță te duci să tunzi? Nu, le-am cu mine în caz că vreau eu să mai retușez ceva la tunsoarea mea, pentru că eu mă tund o dată pe săptămână. Te tunzi singur? Nu, mă tund de mama. Și mai intri tu, mai intru eu, da. Am luat sculele cu mine și la hotel acolo era un băiat din Bulgaria, vine la mine: "Bro, I cut hair, I following you on TikTok." Mă știa de pe TikTok. Omul meu mă știa, avea toate videoclipurile. Mi-a spus că și el e frizer, are 14 ani și l-am inspirat. Om din super Bulgaria, tare. Adică nu m-am așteptat niciodată. Și îmi spune că vrea și el să ajungă la mine la tuns, nu știu ce. Și îi spun, bă, uite, eu am mașinile de tuns la mine, dacă îmi spui vino găsești un loc. Vino la cameră și... Da, l-am tuns afară, aveam o piscină și lângă piscină m-am rugat acolo personalul, dacă poți, zis, no problem. L-am tuns acolo, foarte, foarte mulțumit și vine la mine șeful, am zis, fii atent, am făcut ceva, acum am intrat păr în piscină, nu știu, cine știe, vine la mine să mă ia de urechi. Și vine la mine și îmi spune, nu vrei să ne tunzi și pe noi? Și am tuns tot, efectiv, tot personalul, toți angajații de la hotel, toți, nu știu, mama proprietarului, tatălui, unchiului, absolut am tuns 10 persoane de la hotel. Și ce vacanție asta? Mi-a luat aproximativ, nu știu, 4-5 ore, adică nu a durat foarte mult, dar... Ți-au făcut o reducere la... sau ți-a rămas da, ceva? Da, nu, au dat. A fost așa de plăcere, nu? Au dat și o masă acolo, pentru că era și restaurant. Oricum, a fost super, na. Cea mai rapidă freză, în cât timp ai făcut-o? Trebuia să merg la un concurs, am fost invitat la un concurs internațional, s-a ținut în Napoli, dar din păcate n-am mai ajuns pentru că m-a părăsit modelul. Cum adică te-a părăsit modelul? Adică noi trebuia să luăm biletele de avion într-o seară și îmi spune cu câteva ore înainte, bă, eu nu mai vin. Păi și nu puteai să găsești pe altul? Păi era concurs în 3 zile, 2 zile, n-am mai... Trebuia să exersez tunsoarea de la început, în fine.
Și îmi spune că eu nu mai vin. Și îi spun, păi cum de nu mai vin? Nu mă lasă mama, nu știu ce, na, în fine. Și eu am exersat pe capul lui și concursul era fast fade, adică cea mai rapidă tonsoare, da? Și cea mai rapidă tonsoare pe capul lui am făcut-o în 8 minute, tot, absolut tot. 8 minute? Da. Super tare. Și aranja și tot. Te-ai gândit vreodată, apropo de rapiditate, să urci într-un taxi de la Shopping City, să mergi până în Dărmănești și să-l faci pe șoferul de taxi, să vezi cât îți ia? La cum se circulă acum în oraș, de la Shopping City până în Dărmănești, faci vreo 10 minute, 15, te-ai gândit să-i pui, nu m-am gândit, cum se cheamă, pelerina și să-l faci? Nu m-am gândit la asta. Uite, asta e o provocare interesantă. A plâns vreo unul care s-a dat jos de pe scaun după ce l-ai tuns? Mm. Poți fi și de bucurie, nu neapărat de supărare. Nu cred. Nu, am avut doar un copil mic, așa avea 3 ani și nu avea chiar 3 ani, avea 6 ani și a venit la tunș și îmi spune că vrea basket. A văzut el pe TikTok, în fine. Cum e aia? Basket e periuță, tuns foarte scurt, cu un deget acolo sus, cu breton, în fine. Și am zis, știi cât de scurt e basket? Avea părul mai lung decât a mea. Și spune, da, nu știu ce. Și îi bag mașina în cap și... el a crezut că o să arate exact cum arată pe net, doar că la final ăsta a fost rezultatul. Doar că el când a văzut cum arăta doar așa tuns sus și pe laterale netuns, fără breton, fără nimic, s-a apucat de plâns. Dacă n-a văzut rezultatul final, i-a plăcut maxim. Păi, vorbeam de păduchi mai devreme. Când eram mici, în fiecare an când începea școala, venea asistenta sau doctorul și ne scutea pe rând în față și se uita să, în părul nostru să vadă. Și la un moment dat spunea, tu rămâi. Știi ce înseamnă, nu? Tu rămâi. Da. Te trimitea să te tunzi, obligatoriu. Acum nu, sunt prafuri sau nu știu ce, sunt sus. Da. Te tundeai periuță. Da, știu că mai dădeau și cu gaz înainte. Da, te spălai cu gaz și te spălai cu frunze de nuc. Asta nu vrei să știi, după ce te tundea periuță, te spălai cu gaz, îți ardea scalpul și cu frunze de nuc. Când te bufnea plânsul, că a doua zi la școală știau toți că ești păduchiosul școlii, știi? Mm-hmm. Că te vedeau așa, aveai niște ochi în cap ca la broască. Bă, super nașpa era pe vremea aia. Deci era, acum ce, noi spunem că în școli sunt tot felul de situații, bullying. Bă, acolo era un bullying când te scotea asistentul și spunea, ai păduchi, era ceva, dezastru. Bine că acum nu mai sunt cazuri. Că tot ați spus de bullying, eu când eram mic, nu neapărat bullying, dar când eram mic, nu eram susținut de niciun copil. Da? Adică... Eu cred că de invidie, nu? Sau... Păi, nu știu. Ideea e că când le povesteam că sunt frizer și eu povesteam cu foarte multă încredere și stimă, așa că sunt frizer, adică să înțelegem. Așa, ei spuneau că du-te, bă, de aici să înscurtești mie blugi, glumele alea clasice. Perbelele. Da, exact, da. Și n-am avut un singur prieten, am, de când am intrat în clasa pregătitoare, care m-a susținut, să spunem așa, dar eu cred că dacă n-aș fi avut persoanele astea care să mă descurajeze, nu cred că ajungem aici să tund. Și prietenul ăla care te-a tuns, care te-a susținut, îl tuns gratis, nu? În continuare. Da. Ai prieten acum s-a apucat și el de tuns. Aha, s-a apucat și el. Da. Băi, a inspirat multă lume, nu? Da, asta voiam să spun, că fix cei care mă descurajau cel mai tare, adică postau chestii despre mine pe internet, mai în ipostaze mai așa, să spunem, fix acele persoane au ajuns să tundă și ele. Ai tuns politicieni? Dacă, nu prea-i cunoști așa, nu? Dacă politician, nu știu, ar însemna și primar, da, l-am tuns pe domnul Carabel. Uite, eu îți dau un sfat, nu tunde politicieni. Știi de ce? Un politician local mai de mult s-a tuns și a făcut o fotografie la salonul respectiv și săracul frizer și-a înjumătățit clienții. Nu mai vine. Tu l-ai tuns pe ăla? Da, nu mai vin la tine. Nu e întotdeauna... Cu școala cum e? Faci față? Cu teze? Da, cu... Da, mai sunt teze acum? Nu. Mai acum sunt teste, sunt... pun note și pe teme, nu neapărat... nu se mai pune așa mult accent pe teze sau pe examene. Ai timp de să-ți faci lecțiile? Ai timp să... Temea ca să nu prea primim decât la matematică și română și de cele mai multe ori le fac în timpul pauzelor de la școală sau... Dar tu ai copilărie? Da. De când așteptam eu la podcast un adolescent să-l întreb de... Ai? Da. Duminica? Da, ies duminica sau seara după ce termin de tuns. Dar chiar ce faceți voi seara în oraș?
E o curiozitate. Noi aseară ne-am întâlnit la McDonald's. Da. În afară de asta. Ce face un puști, un adolescent de 17 ani în oraș, în Piatra Neamț? Păi, ori, nu știu, mergem la mall să mâncăm, pierdem timpul uitându-ne la chestii, haine sau așa, ori... Discoteci, servești? Nu, nu, n-am fost, da. N-am fost niciodată. Pe vremuri era o distracție în oraș. Da, nu, am cunoștințe așa, care merg în fiecare weekend, nu știu, tequila... Da. În strand acolo se fac petreceri, dar eu n-am fost niciodată. Știi unde mai văd eu că se adună tineri? În zona stadionului, seara, stau la un chiștoc acolo, în mașină, ascultă muzică. Asta e distracția, să zic așa. Nu știu, mie mi se pare, ți se pare un oraș viu sau un oraș mort? Nu. După ce vii din București, viu, clar că ai impresia. Viu, că... având, depinde la ce ne referim, adică pentru viața de noapte, pare un oraș mort, așa să spunem. Mm. Așa, pentru zi cu zi, mi se pare un oraș foarte mișto. Tu știi ce sunt alea nouă pietre? Nu. Tăvăluțe? Cartobele? Ai auzit de ele? Nu. Alea erau jocurile copilăriei noastre. A, cred că ne-a povestit doamna de română. Rațele și vânătorii. Da, 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 da. Dar am jucat și eu. Cărți? Da. Joci cărți? Da, da, da. Da, când eram noi mici, erau alte povești, jucam bambilici în fața blocului, era traficul atât de redus ca și intensitate că pe strada Dărmănești noi jucam tenis cu piciorul. Îți dai seama? Da, și vinea câte o mașină la o oră și îl înjuram pe șofer. Tu te duci, lasă-mă să jucăm. Da, așa jucam și noi în fața salonului, pentru cum am spus, da, stăteam non-stop acolo la salon, îl luam pe fratele meu, mai luam un prieten și stăteam acolo în fața salonului și băteam mingea pe stradă. Vai, toți vecinii sunt așa fericiți că am crescut și nu mai ieșim cu mingea, cei care aveau mașini mai ales. Ia zi-mi sincer, banii pe care îi câștigi sunt ai tăi sau ți-i impozitează părinții? Mai rău ca ANAF? Păi depinde. Ce câștigi? Ce trebuie impozitat? Sunt impozitat? Nu, eu când ți-am spus impozitat de părinți, de la Ambel... Părinții mă lasă să păstrez tot ce încasez, da? Deci ai banii tăi? Da, să spunem. Din primii tăi bani ce ți-ai luat? Un Bakugan? Un nou Kinder? Nu, dar din primii mei bani, să spunem. Pe care așa, ai făcut la 10 ani sau când ai apucat tu de tot? Da, nu, atunci nu făceam bani, adică... Da, ceva da, tot, nu? Primeam 5 lei, adică era 8 lei la mine tunsul atunci când aveam 12 ani, dar nu ceream bani așa. Aveam acolo un tarif ca să nu zică prietenii că îi tun chiar pe gratis. Dar acum și... ai banii tăi de buzunar, nu? Da, acum. Nu cer de la părinți. Da, nu mai cer de la părinți de vreo 3 ani. Dar vin părinții la tine să spună, băi, dă-mi și mie împrumut așa, că nu s-a întâmplat? Nu, încă nu. Eu, acum, având în vedere că sunt invitat la multe concursuri, mai merg pe la București, mai tun niște vedete, ceva, să spunem așa, am început să nu mai ies foarte mult pe la noi prin oraș și prefer să strâng niște bani și să-i cheltui în alte orașe când merg, vizitez unele lucruri, așa. Și de obicei, dacă sunt invitat la un concurs sau ceva, îl iau pe tata cu mine și ca să nu zică el că îl iau, că stă după mine, nu știu ce, îi plătesc eu și benzina și cazarea și tot. Ola, super tare! În pandemie ce ai făcut? Ai tuns? Da. Așa, pe ascuns? Pe... Nu, am tuns acasă. Veneau prietenii. Știi că atunci nu aveai voie, nu? Cu mască. Da, dar nu știu cum s-a aflat că tundeam. Erau prieteni care veneau, așa, și s-a aflat la un moment dat, au aflat niște polițiști de pe acolo, de prin cartier, că tund, au venit la ușă îmbrăcați în polițiști. Mamă, când i-am văzut, m-am uitat pe vizor, nu știam dacă se deschide. Am deschis până la urmă, când aveam ce spățesc. Bă, mă tunzi un pic repede, uite, trebuie să plec, am ales. Am rămas așa, deci aia a fost cea mai amuzantă chestie pe care am pățit-o la mine acasă. Când am văzut poliția la ușă, am zis că e gata. Dar chestii amuzante în salon? Ai avut cu clienți ciudați, cu situații? Ți-a adormit vreun client pe scaun? Da. Eu, mai ales în timpul sărbătorilor, cum ar fi Crăciun, Paște, așa. E full atunci, nu? Da, e foarte plin și eu încep să tund de pe la 5 dimineața, 6, am avut un client fix pe 23 decembrie a venit, țin minte că era cu o zi înainte de Crăciun, a venit la 5 jumate sau între 5 și 6, l-am tuns și era foarte liniște, s-auzea muzica așa în sordină, dar am zis să-l mai întreb ceva, chiar că era dimineață. Și l-am întrebat, nu știu ce l-am întrebat exact și mă uit la... Adică nu m-am uitat la el, tundeam acolo, am zis poate l-a deranjat întrebarea și n-a vrut să răspundă. Am mai stat 5 minute, l-am mai întrebat ceva.
Nu vrea să vorbească că, cu tine. Am văzut că nu a răspuns, dau să mă uit la el, îl văd că doarme, el dormea. Și nu l-am trezit, s-a trezit pe la final, când am pornit fionul să-l scutur. Și mulțumit, nu? De ce ai da, zis? Da. Face, bă, scuze, am ațipit, dar crede, m-am lucrat aseară până la 12, ospătar. Aulă. Care e trendul în Piatra Neamț? Cum vor tinerii să fie tunși? Eu văd câteva freze, vreo 3-4, la fel la foarte mulți. Da, păi am acum majoritatea tinerilor. Majoritatea vor gratis, da. Nu? Dacă e să... Nu, majoritatea țin părul pe frunte, să am acopere fruntea, ciufulit aici în față și pe laterale cu zero. Și asta e. Asta e... Am văzut asta la o masă, toți erau la fel. Cred că la o cafenea. Băi, toți. Și ospătarul la fel era toți. Cu toate că au păr destul de mare, exact. Foarte fain și l-aduc în față. Așa. Mm-hmm. Asta e trendul? Da. S-au inspirat de la ceva sau pur și da, simplu... Da, acum sunt pe TikTok tot felul de frizeri americani care dau moda, să spunem așa, și postează clipuri care strâng milioane, miliarde de vizualizări. Dar unora nu le stă bine, da, știi? Exact, dar na, ei văzând că cum arată și așa, ai toți prieteni așa. Care vin și probabil vor, uite, tu unde mă așa, și tu le spui, băi, nu stă bine, râdurile da, mea de dar nu, după ce întotdeauna, deci am 99% din cazuri când vine cineva cu poză și vrea tuns așa și eu îi dau alt sfat, el rămâne tuns un an de zile cu sfatul pe care l-am dat eu. Adică zice, bine bă, tunde-mă cum vrei, dacă nu-mi place data viitoare, mă tunzi cum vreau eu. Și data viitoare vine ca data trecută, că mi-a plăcut foarte mult. Despre bărbi ce boză îmi spui, iau un secret sau doar se scurtează și asta e tot? E ceva? Nu, și bărbile, întotdeauna și barba se ia bărbi, tot după formă, da. Și barba se tunde tot după forma capului, da? Adică dacă avem o formă a capului pătrată, noi dacă facem o barbă pătrată clasică, dar cum și-o fac majoritatea, ce facem? Facem un cub. Și automat trebuie să facem o barbă, nu știu, puțin ascuțită sau rotunjită, ceva, ca să-i schimbăm puțin forma feței. Și apoi cum se întreține? Sunt niște uleiuri, nu? Da, șampon, balsam, pentru cei care au barba deasă exact, și... Da. Uite, eu la mine e rar, la mine nu, e doar mi-o scurtez un pic. Uitându-te la mine, ar mai trebui ceva făcut la freza mea, cum e? Eu sunt cam clasic, așa, 0,5 pe aici, treptat până... Da. Ai face ceva în plus? Aș schimba puțin unele. Uite, vin o dată la tine așa, doar să... Aștept, cu drag. Ce ai schimba, ia zi? Nu știu, probabil că aș lăsa puțin mai lung. Eu mă dau cu spumă, deci ăsta nu e... Da, tot timpul mă dau, că altfel stă... Știu. L-aș lăsa puțin mai lung sus, să spunem, și pe laterale l-aș lua cu zero, ca să fie puțin mai modern. Ia să vin odată la tine. Păi, dacă nu o să fac podcast-ul o lună, asta e, sau fac cu șapca pe cap, nu? Nu aveți cum. Călugării au venit să se tundă la tine sau să le faci bărbile? Nu, acum călugări e o pâine nu. De mâncat. Am, eu... Chiar dacă nu merg la biserică, de obicei merg cu ai mei, nu știu, o dată la 2-3 săptămâni, mergem la o mănăstire și petrecem așa un weekend acolo. Și nu spui că mergi cu scolile după tine și te duci la o chilie și începi să-i... Nu, acolo nu merg cu scolile după mine, dar cum am spus mai devreme, încep să mă recunoască și pe acolo. Uh-huh. Și fac tot felul de glume. Mamă, ce aș scurta și o barbă așa la tine și nu știu ce, dar nu, n-am dus niciodată un călugăr. Mă, mie îmi place cum... știu unii de pe la Bistrița au niște bărbi, mie tot timpul mi-a fost frică de două chestii, să nu-ți rămână muci în mustață deasupra și când mănânci ciorbă să nu-ți rămână ciorba e un mi se pare ceva ok dacă mănânci un burger sau așa urma ceva, toate sosurile alea. Nu mai zic de aia care fumează țigările până la unghii și se vede aici mustața că e un pic pârlită, e maro. E ciudat așa, să ai barbă mare și să stai tot timpul să te gândești, băi, nu mi-am atins-o cu nimic, nu? Tu câte ore? Deci ești la școală până la 1-2, nu? Și apoi până la 8 seara ești la, de obicei, la salon. Ce te doare cel mai rău? Spatele, mâna, picioarele, ce te doare? N-am probleme, mulțumesc lui Dumnezeu, n-am niciun fel de problemă. Toți îmi spun că, vai, să vezi, ajung la 30 de ani, nu mai poți să mergi, dar... Momentan cât sunt bine, nu... Povești de la clienți, auzi? Da, mai... foarte multe. Sunt mulți care îți povestesc toate nebune. Da, nu te interesează, dar trebuie să-i asculți, nu? Da, și automat când ești frizer, trebuie să fii priceput în toate domeniile. Deci, efectiv, să porți clienți, conversație cu dacă, ei. Dacă nu-ți place fotbalul, nu mai ai clienți de la fotbal, gata, nu mai... Ce tare, dar bârfe de tot felul. Tu tunzi mai mulți băieți, nu? Da. Băieții bârfesc? Sau ce povestesc ei? Hai că fetele știm cam ce fac prin saloane, dar băieții ce? Băieții ce nu prea bârfesc, să spunem, alte persoane,
Da, în general, când vin la toți băieți, le place să povestească ce au făcut ei și... De obicei, hai, dezvălui. Da, exact. Hai. Și de obicei îi spun și ce ai mai făcut, adică încercăm să vorbim despre ei ca să se simtă în largul lor, să spunem așa. Am văzut că ai tuns legat la ochi. Da, am tuns și am un chirurg pe care vreau să-l invit într-o emisiune și el operează legat la ochi. Cum de te-ai gândit să faci chestia asta? Eu nu m-am gândit, am fost, cum am provocat? Spus, am fost la o emisiune, da, și am primit o provocare acolo. Eu am fost la emisiune cu gândul că na, să tund acolo pe scenă, să, în platou, să vadă cum tun, nu știu ce. Și îmi spune, am o provocare pentru tine, scoate o bentiță de aia de la spate și îmi spune, hai, deci tu îți leg asta la ochi și să vedem dacă poți să tunzi legat la ochi. Am rămas șocată. Având în vedere că am același tehnici, adică știu mișcarea mâinii și chestii, era și prietenul meu pe care îl tund de mulți ani, de 5 ani. N-a început să tremure? Când... Ba da, era tot speriat, a zis. S-a uitat la mine și a zis, hai, ce-ți fac acasă? Da, și m-am apucat, mi-am pus aia și l-am tuns în 3 minute, nu știu, dar l-am tuns foarte bine. Ai și bine? Da, și am zis, dacă tot am tuns legat la ochi, să încerc să tun și la salon. Și tot la fel, am mai tuns un prieten doi și m-au sunat cei de la România Talent. Să mă duc la România Talent, să tun legat la ochi, nu știu ce. M-am dus acolo și tot ei m-au refuzat. E un format acolo. Da, mi-au zis, în afară de conturul ăsta nu știi să faci nimic? Păi și am zis, da, ce, bă, știu să tun cu flacăra. Eu mai tun și cu foc. Am clienți care vin, au venit unul de la București și îmi spune, am văzut că tuns cu foc, ia dă-mi și mie foc în cap să pun un story. Și avea focul cam așa, avea pe tot cap, așa, tot un foc, așa. Și am fost acolo, același lucru, și îmi spune, da, nu-i ceva așa, wow, nu. Da, probabil dacă provine dintr-o familie cu 8 copii sau aveai vreo dizabilitate, spuneam da, că erai... Zicea, da, 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 wow. Probabil se caută tot felul de situații mai. Dar în afară de tuns cu foarfeca și cu mașina, spuneai că tuns cu foc, eu am văzut tehnicile alea cu satârul, cu, știi? Uh-huh. Se tunde tot felul. Ce mai folosești înainte, în afară de foarfecă și... Mai folosesc, nu știu, briciu. Dar cu foc, practic... Nu focul, e periculos? Nu arzi mai mult decât... Trebuie, sunt anumite soluții. La am văzut indienii fac chestia da, asta. Da, la noi în țară există doar un turc care face chestia asta. Uh-huh. Și eu i-am dat mesaj ca să mă informez cum face asta, ce soluții folosește și a zis că nu poate să-mi zic, că nu vrea să-mi zic. Da. Și am încercat protejează. Să aflu eu singur. Am zis, băi, ce ajută ca să nu ia foc ceva, da? Și automat, pudra de talc protejează scalpul. Bun. Ce mai protejează părul? Uleiul, anumite chestii. Sunt multe soluții pe care le implementez ca să nu ardă firele de păr. Da, intra vreodată foarte tare așa să... Nu. Cu profesia asta unde vrei să ajungi? Cât de sus? Te-ai gândit? Ți-ai făcut așa o planificare în timp? Știi cum e, visele nu se spun că nu se mai îndeplinesc. Dar văd că la tine se îndeplinesc, că ai spus că uite, ai vrut să tunzi vedete și ți-a ieșit. Ai... Da. Te-aș întreba unde te vezi ajung... peste 10 ani. Da? Da, eu aș vrea să ajung în primul rând să nu stau să mai tund așa în fiecare zi în salon, dar nu știu, să-mi deschid propriul meu salon în București și să am, nu știu, să devin profesor. Deja sunt într-un fel, să spunem, dar îmi trebuie o facultate să termin. Vrei să mergi pe, da. Și pe studii? De... Da, da, studii superioare și vreau să ajung să predau această meserie, pentru că mult mai fericit este cel ce dă mai departe decât cel ce primește. Corect. Hai să te întreb, să văd dacă știu o tehnică foarte veche. Cum curăți un scalp de părul proaspăt tuns, fără să-l speli? Bănuiesc că baci fionul, nu? Cu pudra de talc. Îl curăți? Știi cum ne curățau pe noi când eram mici? Frizerii de acum 40 de ani luau vată, o treceau pe pieptene, dădeau cu apă și apoi venea cu pieptenul și îți trăgea tot părul care rămânea de la tuns. Era o tehnică de acum foarte mulți ani. Uite, vezi, da, ți-am zis, pleci cu chestii mai. Ceva. Ia întreabă-mă. Ce credeți că înseamnă, știți, bănesc, logo-ul clasic, barbershop, acela cu cilindru, cu albastru, alb și roșu? Da. Ce credeți că înseamnă? Habar n-am, îți dai seama. Deci frizerii, acum mulți ani, erau medici.
Și roșu însemna culoarea venelor, arterelor, roșu era culoarea sângelui și albi erau bandajele. E super interesant. Și din medici și încet încet s-a transformat în meseria pe care o practicăm astăzi. Uite, hai să facem ceva mai interesant. O să-ți arăt niște fotografii cu niște politicieni locali pe care eu sper tu să nu-i cunoști. Ok. Și poate speranța e că nici nu s-au trecut pe la tine, pe la salon. Vreau să-mi spui dacă, uitându-te la ei, crezi că e părul lor natural sau e făcut ceva cu inteligența artificială? Da. Uite. E făcut cu inteligența artificială. Așa zici? Da. Unde? Sau ce s-a... Unde s-a intervenit? În Breton și în lateral dreapta. Uite, acum ți arăt fotografia lui originală. Asta-i. Da. Ai avut dreptate. Hai să mai vedem. Nu? Bine, nu la toți s-a intervenit. Da, da. Unii au alții, părul natural. Părul lui natural. Uite, așa e el natural. Da. Wow. Nu mă așteptam. Nu-i stă rău. Uite aici. Natural aici. Nu cred că e. Uite natural cum e. Mamă, da, aș vrea și eu filtrul ăsta cu, să văd cum arăt chel. Aici? E un deputat. Aici e natural. Nu cred că are cum să facă inteligența artificială. Uite cum e natural. Mamă. Dar stă bine și așa cu părul lung, nu? Și tot vorbind de inteligența asta artificială, eu nu cred că o să ajungă vreodată, cum se spune pe la televizor, că o să ajungă să fie roboți și în domeniul ăsta, pentru că un robot nu poate să... Adică întotdeauna un client nu o să... Când are de ales între un robot și un frizer clasic, nu cred că o să leagă niciodată un robot. Adică pe nu are personalitate. Nu vă scoate la pensie inteligența artificială niciodată, asta... dar în anumite domenii s-ar putea În anumite domenii, cum ar fi... Ia uite, ăsta este prefectul de Neamț. Ce zici, e părul lui natural sau e... Natural, nu? Așa e natural. Mamă! Uite aici. Inteligența artificială. Îl știe, nu? Nu, dar se vede că e cu... Uite, așa e. Dar nu i-ar sta rău nici cu părul lui, nu? Nu mai are de unde să-i crească. Uite aici o doamnă politician. Inteligența artificială, nu? Dar cum ți-o imaginezi? Cum crezi că... ar fi în mod natural? Bănuiesc că e tunsă tot la fel, mai scurt pe laterale și tot în stilul ăsta, așa, îl dă ușor într-o parte părul, nu? Sau? Sincer, dacă mi-ai fi arătat ambele poze, aș fi spus că asta e cu inteligența artificială. Serios? Da. Dar cum este mai bine? Tunsă mai scurt sau cu părul mai lung? Da. Da. Tot să mai scurt, scoate în evidență forma. Aici? Da. Aici e natural. Nu-i. Uite, aici e natural. Mamă. Dar să știi că stai mai bine așa cu Breton, nu? Da, exact, da. Pare așa un pic spre unul rus de la... Uite aici. Natural? Da, e natural. Da. N-ai zice, nu? Nu, păi asta e chiar între... Aici? Inteligență artificială. Așa. Lare lung. Da. O știi? Nu știu, dar mi-am dat seama după fundal. Dacă vă uitați atent, se vede că e distorsionat puțin. Aici ne-ai prins. Aici? Hai că pe asta trebuie să o știi. Asta e șoșoacă, nu? Aha. Da, natural. Nu știu dacă l-are. Uite cum e, are un pic mai lung. Mai lung. Dar stă bine și cu... Uh-huh. Da. Eu acum, nu știu dacă ați auzit de Virgil the Barber. Nu. Cel care tunde oamenii străzii, cel mai cunoscut frizer din București, are multe milioane de urmăritori, în fine. A lansat o vorbă foarte virală pe internet, spunând că ce crezi că mă avantajează? Adică veneau clienții la el și cum vrei să te tund? Nu știu, ce crezi că mă avantajează? Și au început să vină foarte mulți clienți să-mi spună cum crezi că mă avantajează pe mine. Și de acum devine o chestie așa de amuzament, să spunem, dar în același timp, întotdeauna când vine un client și îmi spune chestia asta, acopăr frumos oglinda,
Aha. Pun o pelerină ceva pe oglindă și îi spun o să vezi rezultatul final dacă tot... Foarte mișto, da. Foarte fain. Și se uită la final și nu le vine să creadă, efectiv. Adică când te vezi așa cu păr lung, mai ales dacă e o transformare mai mare, și deodată te vezi cu păr scurt, pare ireal. Așa când vezi procesul, cum da, te duci, așa te obișnuiești, așa să spunem. Hai la el am fost în salon și am tons anumite vedete, cum ar fi Colo, m-a ajutat foarte mult Virgil. Chiar pe cine mai tuns așa ca vedete cunoscute pe Tony rețele? Syke, cel care are niște cereale proteice, culturist de asta cu mușchi. Andrei Bordeanu, Colo, mi-ai zis înainte Andy Popescu. Să intrăm în studio că te-a contactat fostul soț al Bianca Drăgușanu, da, nu? Alex Boni. Da, vrea să-l tunzi? De el a crezut că tu ești în București, nu? Da. Îmi dăduse mesaj. Salut, bro, îmi faci și mie freză de seară? Și am rămas așa, în sus. Salut, ți-aș face, dar nu sunt din București. Fac 4 ore până la București, da. Da, și face, ok, am înțeles. Deci nu ai salonul tău. Și am zis, ba, da, am salonul meu în Piatra Neamț, dar uite, am în București, am anumiți frizeri cu care mă cunosc și mi-am împrumut un scaun în frizeria lor și tund acolo. Face, ok, când vii în București mă anunți, da? Super tare. Hai acum pe final să spun câteva întrebări scurte la care să răspunzi la fel de scurt. Ai stat treaz toată noaptea vorbind cu o gagică? Nu. Când să mai stai și treaz? Da, nu, dacă la 5:30 și alergi? Nu, momentan nu vreau să mă axez pe asta. Adică vreau să rămân concentrat pe frizerie ca să pot să evoluez mai mult și... Crezi că ți-ar lua din timp da, și din... Da, foarte mult și... Deci chiar așa fetele îți mănâncă din... Și timp și bani și, și momentan vreau să cresc, să am bani să-mi deschid salonul meu și după vedem. Ai copiat la teste? Da. Păi ce să faci, când să înveți? Ai adormit la școală în timpul orei? Nu, de-a dormit nu. Nu sunt așa somnoros. Chiar dacă mă trezesc greu, dar nu. Ai fost pedepsit pentru că ai întârziat acasă? Nu. Să te întrebe de unde ai venit? De la salon. Două zile nu mai ești din casă. Nu. Întotdeauna m-au încurajat părinții mei, adică au văzut că stau până târziu la salon și au spus că nu prea e indicat, mai ales pentru sănătatea mea și așa, dar au zis întotdeauna să aleg ce cred eu că e mai bine pentru mine. Ai avut un cont fals pe o rețea de socializare? Eu nu, n-am avut, dar și-au făcut mulți prieteni ai mei conturi false să vorbească cu mine, ba cu fete, ba cu anumiți oameni, nu știu ce, și îmi dădeau mesaje. Ai primit o scrisoare de dragoste? Da. La anul trecut chiar am fost la un restaurant pe lângă Harghita, pe undeva și era la o masă, nu știu ce, erau niște fete, în fine, și vine ospătar la mine și îmi spune, ai dat de belele. Și mă uit, am zis, ce am făcut? Oare am fost la baie și am făcut ceva? Nici nu știam. Și vine după 2 minute la mine, hai că tot eu am fost nevoit să-ți aduc, și mi-aduce un șervețel cu scris cu roșu, Instagram-ul și nu știu ce. Mișto! Și am mai primit tot la fel un bilețel, am fost la un festival și tot la fel scris de mână ceva și am... Dar culmea, nu știu cum a intrat acolo, pentru că mi l-a băgat în buzunar la geacă. Asta... Secret service. Da. Chiar vreau să întreb un adolescent, cum mai vorbiți voi așa cu fetele? Pe vremea noastră trimiteam bilețele din mână în mână în clasă, îți dai seama, până ajungea bilețelul la o fată, îl citeau toți. Da, că așa și aflau toți. Da, cum? Ai mințit despre notele de la școală? Da, când era mai mic. Ai avut o discuție serioasă cu părinții despre viitor? Da, am avut și încă am. De genul, lasă prostiile, pune burta pe carte? Nu. Întotdeauna îndrumându-mă, adică să-mi spună, uite, aici ai fi putut să faci, nu știu, să, uite, de ce nu încep să înveți? Pentru că vin tot fel de frizeri la mine să se tundă din alte orașe și așa și îmi spun, mamă, îmi place foarte mult cum tunzi, nu vrei să mă înveți pe mine? Și, na, cu tot dragul eu învăț, adică... Ai pierdut un pariu și a trebuit să faci ceva jenant? Nu prea pierzi pariuri sau nu? Nu, am pus multe pariuri așa la viața mea, dar nu. Băi, știi ce era cel mai jenant când eram noi mici? Doar am câștigat de obicei pariurile, da. Pentru că eu pun pariu când sunt sigur pe ceva, adică foarte nu pun bine. Așa... Noi când eram mici făceam majoratele la noi acasă. Aveam un casetofon de la dublu, puneam... casetofoanele aveau niște becuri mici, niște leduri la boxe și aia era discoteca noastră, veneau toți prietenii și bineînțeles că
cel mai jenant lucru era când prietenii tăi, de fapt, îți veneau colegii de la școală, îți aduceau un cadou, în el erau prezervative, găseai tot felul de căcaturi pe care le vedeau părinții, știi? Da. Și începeai să roșești, să te schimonosești pe acolo, te puneau să-l umfli, să-l... Alea erau chestii nasoale, da, jenante. Așa eram noi la 18 ani. Acum, de recent, să spunem, am primit, de recent, anul trecut pe vremea asta, am primit un gimbal de la, exact, uh-huh, cel cu care filmez de la un client, a venit la mine și mi-a spus, uite, îți dau gimbalul ăsta, am văzut că filmezi, faci live-uri pe TikTok și nu ai stabilizator. Uite, ți-l dau eu din partea mea. Am rămas foarte impresionat, în fine, și eu cu prietenii mei ce ne-am gândit? Am zis, hai să facem un film. Și ne-am apucat la început cu gimbalul ăla, dar după ne-am luat cameraman, ne-am luat, eram proprii noștri regizori. Vorbeam cu diferiți oameni să filmăm la ei sau nu știu, în restaurante, aveam contract. Aici cu... în Piatra? Da. Și până la urmă a ieșit, deci am filmat aproximativ 10-15 minute din film. Ieșise foarte mișto până acolo. Dar ne-am certat între noi și am renunțat și la film, dar am investit mult timp, mulți bani și... Da, apropo de majorat, ai fost la vreun majorat, la vreun prieten, la vreun coleg? La prieten momentan nu am fost la majorat, dar am fost la sora unui... Cum? Ce se întâmplă la un majorat acum, în 2024? Acasă? Sau unde? La o, nu, am fost anul restaurant? Trecut, fix pe vremea asta, 31 octombrie, fix de Halloween am fost. Și l-a făcut la o cabană undeva cu un ciubăr ceva și am mâncat, am stat în ciubăr puțin și ne-am culcat, n-am făcut mare lucru. Și pe telefoane, și am ascultat, nu? Muzică, da. Ai furat vreodată bani de la părinți? Nu, n-am furat, furat poate niciodată. Mult spus. Nu, n-am furat 10 niciodată. Lei, un... Nu. N-am furat niciodată. Dacă ai avut dar, banii tăi? Da, nu? Exact. Dacă eram mic, aici, ăsta e singurul moment în care mi-aduc eu aminte că s-au supărat părinții mei destul de tare pe mine. Aveam, nu știu, 2500 de lei strânși din colinde, din atunci nu tândeam, aveam 9 ani, 10 ani și din colinde, din chestii, mergi cu uratul, da, bani primiți de pe la rude, așa, am fost să-mi iau și eu un telefon de toți banii, m-am dus la Altex și am văzut un S7 Edge, era atunci apărut, mamă, cu ecranul ăla curbat și am zis că ăsta îl vreau și eu, m-am dus acolo, s-a uitat, domnule, nu, nu avem voie, că nu ești adult. Am găsit un domn acolo și am zis, nu, cumpăra și mie un telefon, m-am dus cu domnul ăla, au semnat domnul ăla toate actele, nu știu ce. M-am dus acasă cu telefonul la părinții mei și l-am arătat, ia uite, fai. Și a început scandalul. Da, l-au confiscat inițial 2 zile, au zis că îl vând, că nu știu ce, că nu, cum să dai atâția bani pe un telefon. Pe timpul ăla, cu 6 ani, erau mulți dar bani. Dar tu aveai telefon, nu? Doar eu că vroiai ceva, da, mai... Eu voiam ceva, aveam un, nu știu, Sony din ăla mai vechi, era 800 butoane. De lei, da, da. În fine, și până la urmă mi l-au dat înapoi, dar a fost scandal mare. Acum îți cumperi singur telefoanele? Da, acum da, și anul trecut de Crăciun le-am făcut și părinților mei cadou, 2 telefoane. Le-ai întors înapoi? Da. Ai mâncat mâncare care a căzut pe jos? Da. Regula celor de multe ori și la salon, adică dacă mai mănânc, nu știu, niște snacks-uri, ceva ce apuc și o căzut, da, e, ce, doar să nu cadă puțin, păr peste, da. Atât, aia e toată chestia, nu? Dar oricum, orice frizer care merge cu hainele de zi cu zi și la muncă și așa, nu există să nu aibă un fir de păr într-o haină din șifonier. Chiar dacă e spălată de 10 ori, întotdeauna o să avem haine în șifonier și nu mai zic cât păr am mâncat, fără să-mi dau seama, adică... Nu ai probleme să-ți intre pe la unghii, să-ți infecteze? Ba da, intră și în piele, asta e cel mai nașpa și când intră în piele e foarte greu de scos cu o pensetă sau ceva și dacă apuce să intre prea tare, se infectează. Da. Ce faceți cu părul pe care îl aruncați pur și simplu? Da. Nu-l mai colectează nimeni, nu? Pe vremuri se făceau căciuri. Pe timpuri. Ai trimis un mesaj rușinos către cineva din greșeală? Era destinat unei persoane, da, și a ajuns la altcineva. Chiar unei vedete am trimis. Nu spunem acum ce vedete, dar eu am crezut că e un prieten, adică era fix acolo, vedeta aia, da, așa, și prietenul meu. Și erau fix unul sub altul și trebuia să-i trimit un mesaj rapid, eram la școală, îi scriu prietenul meu și i-am trimis din greșeală vedetei respective, închid telefonul, bag în bancă. Mă uit pe ceas, că am primit pe Apple Watch mesajul, mamă, mesaj de la vedeta respectivă, 3 semne întrebări.
Fai, m-am imediat, am ieșit afară din clasă, am zis să-mi cer scuze, nu știu ce, era pentru altcineva. Acum poți să le ștergi, nu? De fapt, nu, cred că pe TikTok nu poți, pe Messenger poți să ștergi. Da, chiar dacă îl vedeam, puteam să-l șterg, dar nu l-am văzut, n-am văzut cui i-am trimis mesajul, de fapt. Ai mințit vreodată că ești bolnav pentru a nu merge undeva? Da, la vreo chiar să nu merg la școală. Da? Da, și le spuneam că sunt bolnav, nu merg la școală și părinții mă lăsau acasă și se trezeau peste jumătate de oră cu mine în salon. Da, ce faci? Noi... Ba da, am un băiat aici, da. Trebuie să vin la atuns. Ai jucat cărți pe dezbrăcate? Nu, n-am jucat cărți pe dezbrăcate, dar am jucat pe tunsori. Ai pus ochii pe gagica unui prieten? Nu. Ai zis că n-ai timp de așa ceva, că... Alessio, mersi mult că ai venit. Eu vă mulțumesc. Și, nu știu, poate facem un podcast peste câțiva ani când o să fie o vedetă națională. Da, ne ajută. Plecarea e bună. Mersi încă o dată. Mulțumesc și eu.